M-am uitat un pic pe internet și am văzut că tu ai un site care se numește Wedding Mastery, unde ai acolo toate produsele, că așa am descoperit. Am preluat principii fundamentale din domenii moderne, ca marketingul, managementul, chiar și vânzările, da, exact. Psihologie, NLP, și le-am adaptat pentru evenimentele festive, mai exact pentru miri și mirese. Totul pleacă de la faptul că eu consider că nunta, succesul unei nunți nu este noroc, nu este nici magie, este știință. Uite și asta, n-am mai auzit-o niciodată, știi? Am evoluat atât de mult în ziua de azi, încât deja știm cum funcționează creierul, știm cum funcționează comportamentul uman, trebuie doar să-l adaptăm la ceea ce facem noi. Și exact asta fac. Sper să aprecieze mirii și să înțeleagă lucrul ăsta, că ei trebuie să învețe cum să facă alegerile. Până la urmă, principiile fundamentale nu se învață de o zi pe alta și nu se inventează de o zi pe alta. Ele există de când lumea și pământul. Și atunci, dacă tu îți organizezi evenimentul respectând aceste principii fundamentale, nu are cum să nu fie un succes. Chiar motoul meu este: fii înțelept înainte de nuntă, nu după. Pentru că eu am văzut atât de multe nunți și am acumulat atât de multă experiență, am reușit să le adun și să selectez ce e mai bun. Ele se aplică oricărui eveniment, oricărei nunți. Nu contează că ești mai din mijlocul Bucureștiului, că ești din provincie, că ești într-o comună. Dacă tu respecti acele principii, nu ar cum să nu-ți iasă. Pentru că e vorba de atenția ta către invitații. Mirii au tendința asta să ofere cât mai multe servicii și produse. Uh-huh. Dar nu despre asta e vorba. E vorba despre a acoperi nevoile invitațiilor tăi. Trebuie să oferim valoare. Despre exact. Asta e vorba. Nu cantitate. Pentru că nu trebuie să tratăm invitații ca pe un număr. Invitatul numărul 10 de la masa numărul 12, nu, el este o persoană. El are simțiri, are trăiri, are o relație cu tine. Vezi ce îi place, îndreaptă-ți atenția către el și el te va răsplăti. Eu mereu zic, nu mai funcționează principiul cere și ți se va da. Oferă și vei primi. Exact. Vai, asta trebuie să țin minte. Hai să mergem să vedem pe doamna Gabi.